Președintele PSD Mehedin Saladin Georgescu și președintele PSD Turnu Severin Marius Crăciu au fost văzuți astăzi cu mai multe documente îndreptându-se către biroul traseistului politic Gheorghe, fostul milițian comunist. Astfel, aceștia ar fi urmat să se întâlnească cu Gheorghe, conform surselor noastre, după ce de la București ar fi ajuns secretarul general al PSD. Conform surselor, cei doi ar fi intrat la negocieri cu Gheorghe, dar nu pentru a-l susține pe acesta în cursa electorală pentru primăria Severinene, ci pentru ca Gheorghe să-l susține pe Marius Crăciu în cursa pentru primăria Turnu Severin, iar traseistul politic Gheorghe să primească la schimb doar un loc eligibil pe lista de consilieri județeni a PSD. Astfel, Marius Crăciu ar urma să fie ștanțat cu garantat fostul milițian comunist Gheorghe, iar lista de consilieri județeni ar urma să fie susținută de același traseist politic. Conform unor primari din cadrul PSD Mehedinți, aceste aspecte erau încă de ieri în discuții, dar la acel moment Aladin Georgescu suna de către reporterii Galaxy TV, a negat informația, la fel și Marius Crăciu. Astfel, Gheorghe se pare că nu va mai candida la primăria Turnu Severin după ce procurorii DNA au venit în control la instituția condusă încă de Gheorghe și au ridicat 3 saci cu documente. Până în acest moment, Gheorghe nu a fost de găsit pentru a da un punct de vedere. Aladin Georgescu și Marius Crăciu, de asemenea, au fost contactați și nu au răspuns la telefon și nu au putut fi de găsit pentru a oferi mai multe informații.